Dragi prieteni, astăzi urmăriți un nou reportaj al televiziunii Moneypool TV. Moneypool TV. Noi avem money, noi avem pool, tu ai TV. Jurnaliștii noștri au plecat la cea de-a cincea ediție a festivalului Concerte Electorale în an electoral și nimeni nu-și dă seama. Anul acesta festivalul a avut loc în orașul Dodongaina, în Coreea de Nord. Stați un pic. Mă tem că s-a produs o eroare. Sigur e Coreea de Nord? Oh, nu, ce scrie acolo? E Sadova, Republica Moldova, țara în care ești f***t în curd. Dar în schimb primești un concert pe gratis. Eu vreau să atenționez consătenilor că noi facem tot posibilul să-i mințim. O Sadova a fost, este și va fi un sat de oameni amăjiți. După ce au trecut prin târg, s-au salutat cu oameni, dar și cu bărbați, tânăra pereche Igor și Filip au luat parte la o veche tradiție moldovenească. La mijlocul lui iunie, fără vreo explicație sau logică, te apuci și topcești rânduri de căpșuni. Debili, voi spuneți? Nu! Inovatori! Vizionari! Elon Musk! Închidă mamilor! Sub lacrima de țară, cu vânt de primăvară, aripă de pe un... Unui debil, altui nebun. Mâncați, oaspeți dragi, mâncați carbohidrați cu natriu clor. Galea, vrei și tu? Lasă-mă aici la copii. Dar câte bucurie îi aștepta în câmp pe tinerii însurăței. Acolo, conform tradiției, mireasa trebuia să caute printre micile tufice căpșuna lui Igor. Filip, dirge mai eu căpșunic. Dar căpșuna lui Igor se ascunde unde? În mâna lui Igor. Ha-ha, ce bucurie, smatrice, smatrice, какая у меня căpșună. Видите, дергается, на что похоже? Садова, на что похоже căпșуника? Угадайте, куда я себе? Тебе ее положу в ротику. Филипп, держи капшунику. Вкусная какая. А еще? Филипп, кушай, кушай, кушай. Спасибо, Егораш. Можно тоже в ротику? Пахнет капшуник. Мерзим, мерзим, мерзим шикентем. Капшунели, ной моя дурнем. Данса тори, канебуни. Данса цзи, писти, писти, писти капшуни. Хоп, хоп, хоп. Да, Филипп, рынку, ной. Петру, бой, капинтру, бой. Face show el la filmare, lui îi place căpșuna mai mare. Ei, și după muncă grea urmează și răsplata. Coșuri pline cu căpșuni pentru Igor și Filip. Nu de pule, totul se leagă. La început erau coșurile goale, Filip a adunat 3, a mâncat 4, respectiv la final ne ies 2 coșuri pline, încă și ornamentate cu frunzulițe, iopte. Aici se încheie reportajul de astăzi, dar noi promitem să ne revedem la următoarea ediție a festivalului în următorul an electoral. Cu un președinte mincinos care nu spune de unde ia milioane de lei pentru asemenea borală de spectacol, cu un Filip Kirkorov care atunci când pășește pare să aibă un dop în cur, what the fuck? Și bineînțeles cu îndrăgita formației de dansatori, Liga Liga Legalize. Sponsorul ediției de azi este compania Tumanul Minții. Tumanul Minții, ai văzut cum doarme conștiința lui Iura Leancă? A putut poți fix așa. Noapte bună, iepuraș. Надень клубники в Кишинев, туда праздник народа. Филип, ты сошел с ума? Я как я успеваю все сделать, я не знаю. Но жизнь так коротка, она так быстра, что я хочу успеть все. И то есть день клубники, ты не от ПРФ у нас, нет? Нет, я от Додона. От Додона.